Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru sâmbătă 5 iunie. Haideți să vedem pentru ziua de sâmbătă 5 iunie, în care avem două aspecte astrologice foarte interesante. Primul este vorba de cuadratura dintre Mercur, care acum în mers retrograd, face aspect tensionat cu Neptun, tranzit care s-ar putea să readucă în discuție niște teme, niște topicuri pe care le-ați mai întâlnit în 23 mai. Și al doilea aspect astrologic este vorba de opoziția dintre Marte și Pluto, cei doi guvernatori, cel tradițional și cel modern al zodiei Scorpionului. Hai să vedem ce mesaje putem să scoatem de la cărțile de tarot, astfel încât să navigăm mai ușor aceste tranzite atât de dificile, tensionate și posibil problematice. Hai să vedem pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Interesant, foarte, foarte interesant ce avem aici. În primul rând, pe partea de dragoste, avem Arcana Majoră, Moartea, cartea care în tarot reprezintă zodia Scorpionului. Asta mă duce cu gândul la faptul că Mercur retrograd, în quadratură cu Neptun, s-ar putea să creeze niște probleme de comunicare în relația voastră astăzi, probleme care să ducă la certuri, la tensiuni și la conflicte în zona aceasta de relații. Hai să clarificăm această carte de transformare. În ce constă această transformare? Ce trebuie să transformați în partea de relații, de dragoste, de iubire și de cuplu, astfel încât să treceți cu bine peste această zi, peste energiile momentului. Avem aici Regele de Bâte, Nouăle de Săbii și Șaptele de Bâte. Ok, transformarea pentru voi pe partea de relații constă în renunțarea la gânduri negative, renunțarea la îngrijorare, la coșmaruri, la nopți nedormite, în redescoperirea pasiunii în cuplu, pentru că aici voi sunteți premiul cel mare, voi sunteți aici pe poziția de superioritate, voi sunteți persoana care trebuie cucerită. Dar am impresia că în trecut v-ați vândut prea ieftin, v-ați lăsat cucerit sau cucerite prea ușor și astăzi, sub aceste tranzite astrologice și cu aceste cărți de tarot care au ieșit astăzi în etalare, e momentul să vă redescoperiți valoarea și să reaprindeți flacăra pasiunii în relația voastră. Pentru cei singuri, dacă vreți să atrageți în viața voastră un cavaler de bâte, o persoană foarte focoasă, foarte pasională, trebuie să vă schimbați în primul rând mentalitatea, să ieșiți din depresia în care sunteți și să vă luptați pentru relația pe care vreți să o aveți. Lucrurile care merită să le ai în viață nu vin ușor, trebuie să te lupți pentru ele, trebuie să depui efort și aici cu Șaptele de Bâte văd că aveți această pasiune, aveți acest foc înăuntru vostru, lăsați-l pe Marte în opoziție cu Pluto să aprindă fitilul de la ambele capete, poate în felul acesta o să reușiți să aveți suficientă energie, suficient foc ca să faceți schimbarea care se cere foarte clar de la voi pe partea de dragoste. Lucrurile poate să iasă foarte bine cu Regele de Bâte, cu Șaptele de Bâte. Lucrurile pot să iasă în favoarea voastră dacă sunteți dispuși să acceptați challenge-ul transformării pe care vi-l aruncă aici această carte. Mai departe, în privința sănătății, avem aici 10-le de Săbii. Nu va fi o zi ușoară, pentru că 10-le de Săbii este o energie grea, este o energie dureroasă. Hai să vedem
care este lecția acestui 10 de stăbi pentru această zi. De obicei, când apare o carte atât de drastică cum este 10-le de stăbi, ne semnalează un moment de criză, un moment în care corpul vostru, în care organismul vostru vă trage niște semnale de alarmă, în care vă spune că nu mai puteți să continuați în direcția în care erați până acum. Hai să vedem ce rezervă acest 10 de săbii pe partea de dragoste pentru această zi de sâmbătă. Asul de cupe, un nou început, asul de săbii, alt nou început, 6-le de bâte, victorios. Bun. Chiar dacă avem aici un eveniment neplăcut, poate pentru o parte dintre voi să fie o criză la un anumit organ sau o problemă de sănătate, un moment din ăsta în care aveți atât de multă durere, atât de multe probleme încât sunteți obligați să faceți o pauză și să vă uitați atent la viața voastră. Dar acest moment, uitați aici, vine cu două noi începuturi, pentru că voi o să vă schimbați atât emoțiile, cât și gândirea. Și atunci când aceste două cărți vin împreună, cupele cu săbile, asul de cupe și asul de săbii, ne arată că acest nou început, orice o să inițiați în urma acestei zile, o să vină dintr-o aliniere a nevoilor voastre emoționale și a nevoilor voastre mentale. O să simțiți că trebuie să faceți o schimbare și o să știți exact care este schimbarea pe care trebuie să o faceți, astfel încât să ieșiți victorioși pe partea de sănătate. Vedeți aici cu asul de cupe că această pasăre lasă o pastilă în această cupă, o să găsiți tratamentul corect. De ce? Pentru că asul de săbii ne arată că apare în viața voastră un medic, un terapeut, un expert sau se activează în voi această cunoștință ancestrală asupra nevoilor corpului vostru, astfel încât să nu vă mai lăsați manipulați de emoțiile și de sentimentele voastre, să nu mai reacționați impulsiv, să vă controlați stresul, tensiunea, răspunsurile biologice ale corpului vostru, să nu mai mâncați ca să umpleți niște goluri emoționale, să nu mai beți prea mult alcool ca să astupați niște alte dureri, alte probleme din viața voastră. Aici, cu acești doi ași și cu 6-le de bâte, văd că puteți să aveți un moment din acesta de creștere interioară, care, din păcate, trebuie să vină în urma unei crize, în urma unei probleme majore aici cu 10-le de săbii, dar, hei, dacă asta este ceea ce aveați nevoie ca să declanșați o schimbare, o schimbare radicală în viața voastră, o schimbare spre mai bine, asta este. Soarta știe ce e mai bine pentru fiecare, universul aici are pentru voi niște experiențe foarte dureroase, dar de pe urma cărora puteți să începeți efectiv o nouă etapă în viața voastră. Mai departe, în privința banilor, a afacerilor, a situației voastre materiale, financiare, avem o arcană majoră foarte frumoasă. Este vorba de Steaua. Cartea care în tarot reprezintă zodia vărsătorului și care în acest context, mai ales că e vorba de o zi de weekend, de ziua de sâmbătă, ne vorbește despre visare, despre dorințe. Aici ar fi indicat să profitați de aceste zile libere, să profitați de faptul că e weekend și să vă faceți ordine în gânduri, în emoții, în sentimente, pentru că aici pe partea de afaceri, de bani, de carieră, deasupra voastră vedeți această stea norocoasă care este dispusă să vă îndeplinească toate dorințele. Dar înainte să vă conectați cu această energie atât de mărinimoasă, atât de frumoasă, eu vă recomand să faceți puțină muncă de introspecție, să vă calmați, să vă conectați cu nevoile voastre interioare, cele mai de bază, și să nu acționați impulsiv, să nu cereți impulsiv ceea ce vă doriți, pentru că aici un mesaj din spatele acestei cărți este și că trebuie să aveți grijă ceea ce vă doriți, pentru că s-ar putea să vi se împlinească și atunci când vi se împlinește dorința, să vă dați seama că nu era ceea ce aveați nevoie. Nu faceți această greșeală.
Hai să clarificăm această stea norocoasă, cum puteți să profitați la maxim de această energie în privința banilor, a afacerilor, a situației voastre materiale, financiare, chiar dacă este o zi de weekend, chiar dacă este o zi de sâmbătă. Avem aici judecata, turnul și doiul de săbi. Wow, foarte interesant. Ok. Această stea cu judecata vă mai oferă o șansă. Este ultima șansă pe care o aveți să îndreptați aici ceva în afaceri, în carieră, în situația financiară. Pentru că turnul, care vorbește exact despre energia lui Marte și a lui Pluto, și astăzi avem opoziția dintre aceste două planete, turnul ne arată că aici soarta, universul, divinitatea, Dumnezeu, cum vreți să-i spuneți, ia ceva din viața voastră, elimină anumite lucruri din viața voastră. Dar cu steaua vedem clar că aceste lucruri pe care o să le pierdeți, care o să dispară din viața voastră, trebuiau să plece de acolo ca să facă loc pentru ceva mai bun. Și cu doiul de săbi văd că voi o să aveți tendința sau riscul să rămâneți blocați în această energie de pierdere, dar tot ce trebuie să faceți este să vă dați jos această banderolă de la ochi și o să vedeți de fapt câte oportunități sunt în jurul vostru. În acest weekend, dacă pierdeți 5 lei, nu vă îngrijorați, pentru că aceia trebuiau să dispară din portofelul vostru ca să facă loc pentru 500 de lei. Dacă pierdeți un client, nu vă îngrijorați, o să vină alți clienți mai mari, cu portofele mai groase, cu bugete mai generoase. Dacă dispare o oportunitate de afaceri, nu vă faceți griji, pentru că o să vină alte 10 oportunități în locul său. Pentru toți cei care operați cumva și în zona asta de social media, aveți conturi pe care le manageriți, publicați conținut online, aveți foarte mare grijă că ne aflăm totuși într-o perioadă de Mercur retrograd, plus această quadratură între Mercur și Neptun, plus opoziția între Marte și Pluto, ar fi indicat astăzi, dar și în următoarea perioadă, înainte să publicați orice, să dați drumul la un video, la o poză, la orice vreți să puneți, orice conținut vreți să puneți în mediul online, să verificați textul de 10 ori, să verificați imaginea de 10 ori, să verificați videoul de 10 ori, ca să vă asigurați că nu greșiți ceva. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi atât de dificilă. Hai să vedem ce mesaj putem să scoatem de la aceste cărți. Avem aici o carte care a vrut să sară. Mesajul este: îmi place să fiu eu. Nu mă mai judec sau critic. Sunt liber să iubesc ceea ce sunt eu. Un mesaj foarte frumos care completează această zi cât de cât tensionată, dar și cu foarte mult potențial pozitiv. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!